Salut, sunt Costi, iar în acest tutorial o să ne continuăm seria dedicată customizării. Dacă în primele două tutoriale din serie am învățat cum să schimbăm aspectul unei pagini web, respectiv tema browserului, în acest tutorial o să vorbim despre cum putem schimba interfața Windows-ului. De exemplu, eu folosesc un Windows XP și poate vreau să schimb interfața clasică într-o interfață mai prietenoasă, mai modernă, mai mă rog. Orice fel de Windows poți să ai sisteme, dar trebuie să îndeplinești câteva condiții. În primul rând, Windows-ul trebuie să fie patchuit. Dacă el nu este patchuit, n-o să vadă temele. Așa, prima oară o să mergem să patchuim Windows-ul. Să zicem că nu aveți un Windows patchuit, că ați lăsat Windows-ul așa cum a venit instalat. Vom deschide un browser. Țin să precizez că această patchuire nu face decât ca Windows-ul să vadă temele făcute de trei persoane. Nu schimbă absolut nimic ca el. Dar trebuie neapărat făcut dacă vrei să downloadați teme pe Windows de pe net și să le folosiți. Pentru a patchui ne vom folosi de un patcher foarte bun. Scriem pe Google Universal Team Patcher. Primul link, înainte să faceți această operațiune cu patchuit-ul, dezactivați-vă antivirusul. Pentru că Windows-ul ăsta, patch-ul va înlocui câteva fișiere din folder unde este instalat Windows-ul, adică de aici. Va înlocui câteva librării și atunci antivirusul îl va detecta ca pe un virus. Așa că o să oprim antivirusul. O să le opresc eu acum. Eu folosesc Kadila. Ok. Mergem mai departe, dăm pe primul rezultat. Dăm pe unul din link-uri de download. Practic că primul nu mergea, să dăm pe al doilea. Așa. Vom descărca o arhivă ca să putem să dezarhivăm arhive. Trebuie să avem instalat WinRAR sau 7-Zip. Eu folosesc 7-Zip, așa că o să extragem. O să șterg arhiva. Știți de unde o downloadați. Bun. Ne-a rezultat un folder, intrăm în el. Aici, foarte important, avem câteva fișiere readme cu manualele în chineză și readme cu manual 100% în engleză. Ca să schimb puțin aici, să-l vedeți normal, ca pe hârtie, așa. Vedeți, dacă știți chineză, puteți să-l citiți și pe ăsta. Este un proiect Made in China, dar nu contează, așa. Aici avem două executabile. Unul, Universal Team Patcher X86 și al doilea, Universal Team Patcher X64. Adică,
Asta se referă la arhitectura sistemului de operare. Dacă aveți sistem de operare pe 32 de biți, dați pe ăsta. Dacă aveți pe 64, dați pe ăsta. Cum aflați ce sistem de operare aveți? Dați click pe My Computer, proprietăți, și va apare această fereastră. Page Span. Dacă nu apare nimic despre 32 sau 64, înseamnă că este pe 32. Dacă apărea pe 64, era pe 64. Bun. Acum, pe Windows 7 e diferit, dar tot aici scrie activ de aproape mai computer și pe vista. Deci trebuie să scrie pe aici. La click de aproape mai computer, proprietăți, și trebuie să scrie pe aici pe undeva dacă e pe 32 sau pe 64. Bun. Deci am aflat că am sistem de operare pe 32. Bine, eu deja știam, dar na. O să lansez acest executabil așadar. Îl lansăm, alegem limba, v-am spus, dispune de engleză, chineză și japoneză. Lăsăm engleză, că nu știm japoneză și nici chineză. Dăm ok. Repet, este un program făcut de chinezi, japonezi, mă încătează, nu este virusat. Doar că face anumite modificări care nu par prea bune în ochii antivirusului. Bun, aici spune că folosim un Windows XP Professional SP3, Service Pack 3, corect. This always need one page file. Deci, pe unele sisteme de operare, deci, de exemplu, pe Windows 7 va trebui să pecim 3 fișiere din Windows. Pe Windows 7, 64, poate 4, poate 5. Mă, deci, numărul de fișiere care trebuie înlocuite diferă de la Windows la Windows. Dar procedura e la fel. Dăm yes, pentru că ne spune dacă vrem să continuăm cu peciuirea. Dăm yes. Și vedeți că sunt una, deci sunt una, două, trei, patru. Nu, de fapt sunt, am greșit. Una, două, trei. Deci sunt trei fișiere care pot bloca folosirea temelor pe internet. Pe Windows 7, pe Windows 7 s-ar putea să fie toate astea deschise, toate butoanele. Pe Instagram trebuie să pecinezi decât un fișier. Dacă voi aveți mai multe, apăsați la toate, la fiecare în parte peci. Eu o să apăs doar aici, pentru că doar aici am peci. Și spune pe successful. Voi, dacă mai aveți pe aici, trebuie să dați peci ok. Acum, fiindcă am pecit tot, ne scrie pecit, da, ne va cere un restart la calculator. Eu o să dau un restart la calculator și ne vom vedea după restart. Bun, haideți că am revenit după restart. După cum vedeți, nu am modificat nimic în sistem. Am locuit doar un fișier, pentru că doar un fișier a trebuit să locuiască. Acum o să intru puțin din nou în program. Okay. Și repet. Voi, dacă aveți Windows 7, Windows Vista, Windows 8 sau alt Windows, s-ar putea să aveți mai multe fișiere de pecuit. Le dați peci, peci și peci. Ok, aici sus ne și spune că crack
am timpul de refior, Windows-ul poate așa, așa, așa. Practic așa, așa. Tot ăsta de chefet, așa. Deci așa, Windows, așa, așa. Deci Windows XP are nevoie doar de un fișier, după cum scrie și aici. Și Windows 7 și Vista au nevoie de 3 fișiere. În Windows Vista 64 și Windows 7 și 64 se poate ajunge până la 6 fișiere care trebuie specifice. Mă, v-am zis eu asta, v-am citit de aici. Bun, acum am terminat. Trebuie neapărat să transfer statul după aceea, pentru că altfel nu o să aibă niciun efect ca și pe client. Ok. Pardon. Acum că avem că Windows-ul nostru ne permite să instalăm temele pe net, deci vede temele de pe net, trebuie să mergem să ne alegem tema. Ok, hai. O să deschid un browser. Și vom scrie, numai puțin să pornească, vom scrie pe Google aici. DeviantArt. Este un site cu tot felul de chestii făcute de fan. Eu merg aici pentru că așa, pentru că am încredere în site. Voi puteți să mergeți pe orice alt site. Scrieți aici Windows XP în cazul meu. Voi dacă aveți Vista sau 7, scrieți Windows-ul vostru. Și după aceea scrieți cursul de mentă și să vedem ce ne găsește. De exemplu, haideți să zicem că o aleg pe aceasta. Foarte, foarte ok tema. Chiar super. După ce v-ați ales, mergem mai pe așa, haide să cautem asta. Chiar îmi place. Probabil despre Teams, de exemplu, ia. Despre Teams. Bă. Ia. Mă, haideți că nu contează, o să fac un tutorial și pe despre stare de despre asta. Acum o să legem altă temă, de exemplu. Haideți să luăm tema asta de Vista. Cum o luăm? Mergem și dăm download aici. O să salvăm, este o arhivă. O extragem. Așa. Și ce va trebui să facem cu fișierul ăsta? Luăm cu cat. Și va trebui să mergem cu el în următoare locație. My computer, ce? Program files. Sau, nu, pardon, ce? Windows. Resources. Teams. Să-l punem aici. Puțin pe deasupra. După aia, închidem. Pardon, închidem. Și dăm click de asta proprietăți. Și mergem la Appearance. Să trebuie să apară aici, perechi, Vista Bug.
ca să aplicăm o selectă. Așa. Avem două stiluri de vista. Nu contează. Și ca să aplicăm, dăm apply. Și dacă, pur și simplu, s-a aplicat stilul de vista. Bine, tema asta nu e cine știe ce. Dar a fost un demo. Voi puteți să căutați alte teme, dar în general se aplică la fel. Da, deci temele se instalează la fel. Deci cam așa se instalează o temă. Acum, de exemplu, să zicem că v-ați săturat de tema respectivă și vreți să o ștergeți. Cum faceți? Clic dreapta proprietăți, appearance, schimbați tema, de exemplu asta normală, o pun la loc, și ca să șterg de tot, să nu mai am în calculată tema aia. Mergem frumos înapoi, unde am pus-o. Am chiar cu program Files. Mergem frumos înapoi unde am pus-o, după ce am schimbat-o. Tips și strângem folder-ul frumos aici. Deci așa se instalează și dezinstalează o temă. Da. Deci v-am spus, temele sunt diferite. Și, de exemplu, voi putea să aveți altă temă, dar, în general, toate se instalează la fel, da? Pentru toate Windows-urile. Unele s-ar putea să vină ca un installer. Deci, ca și cum instalezi un program, s-ar putea să vină. Și dacă vine așa, îl instalați, că se duce direct unde trebuie și după aia voi doar faci clic de asta proprietăți și apiră și alegeți tema release după ce s-a instalat, dacă e caz. Dacă nu, majoritatea v-am spus, se pune, se instalează exact cum v-am arătat eu manual. Repet, am ales o temă la nimere, la reprezeală, dar toate se instalează la fel. Voi puteți să luați și de pe alte site-uri, eu doar v-am prezentat un site bun cu teme. Voi puteți căuta și pe Google, exact cum am căutat acolo, Windows XP Teams și sigur vă dă. Repet, modul de instalare este chiar identic în foarte multe cazuri, dacă nu, pur și simplu dacă nu este la fel, o să aveți un fișier prin instrucțiuni sau v-am spus, va fi un setup care se instalează automat. Cam atât cu acest tutorial, partea a treia din mica noastră serie de customizare. Cred că o să fac și partea a patra cu un program de customizare dedicat XP-ului și numai XP-ului. Ce am făcut până acum a fost valabil pentru toate Windows-urile. Chestia următoare o să fie doar pentru XP. Până la viitoare, rate, comment, subscribe și bye bye!